Lucrările de reabilitare a centrului istoric al Dejului ar putea fi îngreunate. Constantin Albineț, directorul Muzeului Municipal Dej, susține că în timpul lucrărilor din zona centrală a orașului ar putea fi descoperit un nou sit arheologic similar cu cel scos la iveală pe locația fostei piețe agroalimentară. Deși încă nu au fost demarate, lucrările care vizează reabilitarea centrului istoric ar putea întâmpina unele dificultăți de ordin arheologic. Principalul motiv este acela că în timpul săpăturilor este posibil să fie descoperit un nou cimitir, la fel cum s-a întâmplat în locația fostei piețe agroalimentare. Atunci lucrările au fost sistate după ce a fost descoperit un cimitir care datează din secolele 13-16. Constantin Albinez, directorul Muzeului de Jean, susține că cimitirul care a fost descoperit parțial în locația pieței agroalimentare se întinde până la zidurile bisericii reformate. După moartea domnitorului Muntean, domnitorului român Mihai Viteazu, care unește cele trei